a fost forțată culoarea roșie a semaforului. Aceasta ar fi prima ipoteză luată în calcul de polițiști rutieri pentru producerea accidentului. Sau mai pe înțelesul tuturor, unul dintre șoferi a trecut pe roșu. În accident au fost implicate două autoturisme, unul de la o școală de șofer din Câmpeni. Potrivit martorilor, mașina școlii de șoferi nu ar fi acordat prioritate. Din fericire, cei implicați în accident au scăpat doar cu câteva zgârieturi și o zdravă în sperietură. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili vinovăția. N-ar fi rău ca toți conducătorii auto să nu uite că și ei au fost cândva elevi la școala de șoferi și să le acorde acestora atenție sporită și înțelegere.